În 30 de autospeciale de pompieri au ajuns la fața locului. Două hale sunt afectate foarte puternic. Și mai multe detalii ne aduce chiar acum colega noastră Bianca Ogarcă. Bun găsit, Bianca, te ascultăm. Da, încercăm să refacem legătura. După cum vă anunțam, doamnelor și domnilor, un incendiu extrem de violent în această seară la o fabrică de ambalare și procesare a orezului, fabrică ce este situată în Bragadiru, acolo unde intervin multe speciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Vorbim de cel puțin 30 de autospeciale care au fost detașate la fața locului pentru a încerca să mențină un perimetru și să pună sub control flăcările care se manifestă pe o suprafață imensă. O suprafață afectată, după cum spuneam anterior, de flăcări care au izbucnit și încă nu știm exact sursa incendiului și, după cum spuneam, mai multe detalii ne aduce chiar acum colega noastră Bianca Ogarcă. Bianca, te ascultăm! Bun găsit! Incendiul a izbucnit la două hale din Bragadiru, în apropiere de șoseaua de centură. Din primele informații, suprafața afectată este de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu posibilități de propagare. De altfel, martorii susțineau că flăcările se vedeau de la depărtare, vorbim despre o ardere puternică cu degajare de fum. Obiectul de activitate, vorbim despre ambalarea și distribuția produselor alimentare, în principal a orezului. Totodată, de menționat este faptul că în depozit se regăsesc recipiente ușor inflamabile și explozibile. În aceste momente, 15 autospeciale de stingere sunt la fața locului și de menționat este faptul că nu au fost persoane rănite, iar incendiul a fost alertat și printr-un mesaj RoAlert. Da, mulțumesc tare mult, Bianca, pentru informațiile aduse și încercăm să obținem și mai multe detalii în aceste momente de la domnul Daniel Vasile, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Bună ziua, domnule Vasile! Bună ziua! Câte autospeciale au ajuns până acum la fața locului? Pentru că înțelegem că incendiul încă se propagă violent. Sunt 24 de autospeciale care sunt în acest moment în dispozitiv și la solicitarea comandantului intervenției, încă 5 autospeciale solicitate în sprijin, autospeciale de mare capacitate, pentru că este nevoie de foarte multă apă în procesul de localizare și de protejarea acestui incendiu. Este un incendiu cu manifestare foarte puternică, flăcări foarte mari, o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați și, așa cum a precizat și colega dumneavoastră, s-a transmis și un mesaj de informare prin sistemul RoAlert referitor la manifestarea acestui incendiu. Fumul se degajă într-o coloană pe verticală, însă poate fi influențată direcția de propagare. Estimăm că în acest moment nu există un pericol pentru locatarii din zonă, mai ales că în zonă, în mod special, și se găsesc spații pentru depozitare, producție, activități comerciale. Dar există riscul ca acest incendiu să se extindă către spațiile din vecinătatea imediată? Mă refer aici, bineînțeles, la posibilitatea ca acest incendiu să se extindă, în principal, la toate corpurile de clădire care există în această proprietate, în această curte interioară ale aceluiași proprietar, dar și la vecinătăți și alte tipuri de clădiri învecinate cu alte destinații ale altor proprietari la care incendiul se poate extinde, însă încercăm ca acest lucru să nu se întâmple. Sunt amplasate autospeciale de jur împrejurul acestor vale pentru a acționa pe toate laturile. Domnule Vasile, din informațiile pe care le aveți, erau oameni în interiorul celor două hale în momentul în care a izbucnit incendiul, pentru că știm, au un proces de producție foarte încărcat, cumva, și funcționează 24/24. Sunt informații preliminare care au fost furnizate echipelor de pompieri când au ajuns aici, referitoare la numărul de angajați, referitoare la natura substanțelor combustibile existente în interior. Din informațiile furnizate, nu sunt persoane surprinse până în acest moment. Domnule Vasile, fumul care se degajă este unul toxic, pentru că vorbim de ambalaje și produse puternic inflamabile, care de obicei sunt compuse din mai multe materiale toxice. E un pericol pentru cei care se află în apropiere? Trebuie să îndemnăm să rămână în casă? Este un fum înnecăcios, specific materialelor combustibile care ars.
Aici putem adăuga faptul că există și solvenți, diluanți, care evident favorizează dezvoltarea incendiului și există un pericol în primul rând pentru echipele de intervenție și mai puțin pentru locatarii din zona, pentru că, așa cum vă spuneam, este o degajare pe verticală a coloanei de fum. Există surse de apă în zonă, domnule Vasile, pentru a fi suficientă pentru pompierii care luptă în aceste momente eroic cu flăcările? Există resurse de alimentare în incinta acestui complex, dar sunt insuficiente pentru necesarul de apă pe care îl avem noi. Tocmai de aceea o parte din autospeciale alimentează în localitatea Bragadiru, unde avem în evidență hidranți și de asemenea sunt aduse și alte tipuri de resurse, inclusiv o motopompă pentru a încerca tragerea apei. Înțeleg că este o sursă de apă fără presiune aici în zonă, din care am putea alimenta. Din imaginile pe care le vedem, observăm un incendiu încă extrem de violent. Să ia în calcul cererea suplimentării numărului de autospeciale? Este puțin probabil în acest moment. Depinde foarte mult de evoluția din minutele următoare. Însă, într-adevăr, în acest moment sunt 29 de autospeciale de stingere angrenate în acest incendiu, ceea ce înseamnă foarte mult raportându-ne la numărul total de autospeciale care sunt zilnic în intervenție în București și în foc. Domnule Vasile, în cazul... Mulțumesc foarte mult! Da, vă mulțumim și noi tare mult pentru intervenție. Sperăm noi ca pompierii să reușească să stingă aceste flăcări extrem de violent într-un timp cât mai scurt pentru a nu pune în pericol viața celor care locuiesc în zone și, bineînțeles, pentru a nu pune în pericol siguranța bunurilor care se află pe acel perimetru, un perimetru extrem de extins. Până acum, reamintesc, doamnelor și domnilor, o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați este afectată și cel mai probabil va fi compromisă în urma incendiului, fiind și un risc de prăbușire a celor două hale afectate de incendiu în aceste momente. 29 de autospeciale așadar intervin acum în lupta cu acest incendiu extrem de violent și se ia în calcul inclusiv suplimentarea numărului de autospeciale, un număr extrem de mare comparativ cu restul fenomenilor și incidentelor neplăcute de acest gen care se întâmplă pe raza municipiului București, dar și a întregului județ Ilfov, o problemă majoră fiind și în alimentarea cu apă pentru cei care luptă acolo cu flăcările, neexistând hidranți de presiune foarte ridicată în interiorul acelui complex și încercând să suplimenteze cei din intervenție cu apa din hidranții din Bragadiru, din localitatea de acolo, dar și cu apă din surse fără presiune, acolo unde va fi aluată această apă cu ajutorul unor pompe care se ducă în ajutorul pompierilor care luptă cu acest incendiu. Continuăm general și vă anunțăm că e în continuare război între Klaus Iohannis și guvernul pe de-o